ladies, 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 please, ladies, stop, ladies, 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 ladies. Aceasta este parte dintr-un clip în care primarul din comuna clujeană Baciu, Florin Mureșan, l-ar fi trimis unui locuitor al comunei sale pe o rețea de socializare. Omul sub protecția anonimatului ne-a trimis clipul la redacție și ne-a mărturisit că edilul nu este la prima abatere de acest gen. Acesta susține că primarul l-a hărțuit în mai multe rânduri pe motiv că ar fi homosexual, însă ultimul incident, cel cu clipul video, a pus capac. Situația este cel puțin bizară în comuna Baciu. De fapt, primarul administrează și un grup online pe una dintre cele mai cunoscute rețele de socializare din România, unde teoretic cetățenii pot să-și exprime părerile cu privire la bunul mers al comunității. În realitate, după câteva zile de cercetare, am descoperit că sunt mai mulți cetățeni ai comunei care au fost pur și simplu dați afară de pe acest grup pentru simplul fapt că au criticat starea drumurilor sau au pus întrebări cu privire la anumite decizii ale edilului. Tiberiu Gal este unul dintre locuitorii comunei excluși din grupul administrat de primar. Greșeala sa? Faptul că a pus întrebări incomode cu privire la un drum aflat în construcție. La aproape 28 de ani de la Revoluție, când teoretic ne-am câștigat dreptul de exprimare, recent am avut parte de o întâmplare care nu aș fi crezut că îi se poate întâmpla cuiva în zilele noastre. În urmă cu două zile a apărut o știre în presă despre o șosea de centură care urma să se construiască în comuna în care locuiesc. Traseul pe care se va construi centura era foarte neclar pentru cei care locuim în zonă și am deschis o discuție în grupul Locuiesc în Baciu pentru a întreba și alți locuitori din zonă ce părere au. Se pare că acea discuție a deranjat atât de tare încât postarea a fost ștarsă de pe grup, iar mie mi s-a blocat accesul la grup. Cum este posibil să mi se interzică accesul într-un grup public în care poate fi membru orice locuitor al comunei, a postat Tibi Gal pe Facebook. Curioși să aflăm de ce edilul se poartă ca un adevărat dictator, am mers la primăria din Baciu. Cum acesta nu a vrut să stea de vorbă cu noi pe subiect în fața camerei, l-am filmat cu camera ascunsă. Uitați aici o poză pe care un locuitor din Baciu susține că i-a trimis-o pe contul privat în preajma referendumului. Nu, în preajma referendumului. Da. Îmi zice că i-a strâns poza asta cu bărbatul ăsta îmbrăcat în rochie sau ce e și că să arate el ce-o trimis înainte. Vă rog frumos să vă arate el ce-o trimis înainte. Da, i-a trimis poza? Nu, eu nu i-am trimis poza. Curios, cum fără să-i spunem despre cine e vorba, primarul recunoaște și fotograf și persoana la care facem referire. Lucrurile aveau să se lămurească câteva minute mai târziu, când edilul recunoaște că pe social media face ce vrea. Nu este singur, mai avem 3 sau 4 persoane care au spus că au fost dați afară. Da, așa este, da. E grupul pe care îl administrez și îl gestionez cum doresc eu. Pe grupul pe care îl administrez eu nu pot impune nimeni, nici dumneavoastră, nici ei, ce să fac? Dar dumneavoastră aveți dublă calitate, prin primar, aveți și o calitate specială. Nu contează, este site-ul primăriei, acolo nu i-a dat nimeni afară din pe site-ul primăriei. Da. Bun, deci, acolo... am înțeles. Ne dați o declarație scurtă referitoare. Pasta n-are rost să vă dau pe... n-are rost cu rețelele de socializare, nici n-are rost, că n-are... Nu... Lămuriți că primarul face ce vrea pe internet, ne-am adresat unuia dintre liderii comunității LGBT din Cluj-Napoca. Lucian Dunăreanu este președintele Asociației Pride România. În această calitate, îl atrage atenția că primarul poate fi sancționat, iar astfel de comportamente sunt considerate hărțuire. Platformele de socializare de tip Facebook, cât și grupurile, fie ele private, închise, au fost considerate de către instanțele de judecate drept spațiu public. Și este cu atât mai îngrijorător pentru un primar, pentru un reprezentant al unei instituții publice, să hărțuiască o persoană sau un grup de persoane și să instige la ură pe baza orientării, a identității, a sexului, cu cât acea persoană publică, acel primar, ar trebui să fie un model de conduită pentru întreaga comunitate pe care o reprezintă. Există clar o legislație, există cod civil, există cod penal. Inclusiv pe cod penal, în anumite circumstanțe, se pot depune plângeri penale, dar totodată, cel care se simte vătămat, victima, poate depune o plângere, o reclamație la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, iar noi ca asociație Pride România îi sfătuim pe toți să o facă și putem și ajuta în scrierea acestei plângeri. Deocamdată, locuitorii comunei Baciu, care au fost dați afară de pe grupul virtual administrat de primar, s-au refugiat în grupuri alternative, unde, susțin ei, discută liber despre multele probleme ale comunității.